Nu s-a asigurat și a lovit în plin două mașini. Un șofer neatent a ieșit dintr-o curte fără să se asigure și a lovit în plin două mașini care circulau regulamentar. Accidentul s-a produs pe calea Timișoarei din Drobeta Turnu Severin. În urma evenimentului, trei persoane s-au ales cu răni grave și au fost transportate la spital. Trei persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier provocat de un șofer neatent. Incidentul a avut loc în Drobeta Turnu Severin, pe strada Calea Timișoarei. Un șofer a ieșit cu mașina din curte fără a se asigura și a lovit în plin alte două autoturisme care circulau regulamentar. S-a produs un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme. În urma accidentului, trei persoane au fost transportate la spital pentru a primi îngrijiri medicale. În cauză efectuăm cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Au fost testați? Conducătorii auto nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice. Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma impactului deosebit de violent și au fost transportate pentru îngrijiri la Spitalul Județean de Urgență. Au fost trei mașini, trei victime, două victime a fost cu traumatism toracic, iar una cu un traumatism toracic major. Le-am preluat și le-am dus la Spitalul Județean. Pe de altă parte, locuitorii din zonă spun că pe tronsonul de drum pe care a avut loc accidentul se circulă cu viteză mare, iar poliția ar trebui să impună filtre periodice pentru a-i tempera pe șoferii care apasă prea mult pedala de accelerație. Adevărul este că să mai treacă și mai des poliția pe aici, că să cam circule cu viteză mare. Se circulă cu viteză mare, da, pe aici. Da, da. Am înțeles că n-a făcut ieșit și nu s-a asigurat. Nu știu ce să vă spun, nu știu că eu acum a venit, dar ceea ce vreau să confirm și spun și țin cu... Se circulă cu viteză. Cu viteză excesivă, peste măsură. Și dacă mă nemere cu mașina pe mine în fața lui, trebuie să mă tracționeze el, ori să sară eu pe bordură, să-i fac lui loc. Să treacă el, că... are mașină bengoasă. Șoferul vinovat de producerea accidentului s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.